Refugiații ucrainieni continuă să sosească la noi în țară. De aici mulți își urmează drumul spre alte țări din Occident. Colega mea, Loredana Salomie, este la Vama Siret și vine cu detalii. Bună ziua, Loredana! Bună ziua, Ilinca, bun găsit, doamnelor și domnilor. Până astăzi au intrat pe teritoriul țării noastre peste 100.000 de refugiați din Ucraina. Dintre aceștia, 772 de persoane au cerut și azil politic în țara noastră. Este important să știm faptul că traseul lor nu se oprește aici odată ce au intrat în România, ci continuă aceste clipe de așteptare. Oamenii rămân aici preț și de câteva ore până când găsesc un transport către destinația finală și de asemenea cei care trebuie să plece în străinătate la familii, trebuie să meargă fie la ambasada țării respective la noi în țară pentru a cere documentele necesare, fie să apeleze la autorități pentru ca aceștia să le ajute în restul demersurilor. De asemenea, în ceea ce privește situația actuală de aici, din Vama Siret, s-a fluidizat foarte mult traficul. În acest moment, în corturile amplasate aici, nu mai sunt atât de mulți refugiați. Majoritatea au fost preluați deja și au plecat spre destinațiile finale. În acest moment, undeva la 500 de persoane pe oră intră la noi în țară datorită fluidizării acestui trafic și tocmai pentru că nu mai este o verificare atât de amplă cum era până în acest momente. Este foarte frig, este iarnă veritabilă, iar oamenii se chinuie să reziste, asta după ce câteva zile bune fie nu au mâncat sau fie nu au băut nici măcar apă. Deocamdată acestea au fost informațiile. Ilinca, mă întorc la tine. Mulțumesc, Loredana. 2000 de refugiați și-au găsit o clipă de liniște în adăpostul amenajat special pentru ei la Romexpo în București. Au venit cu autocarele de la granița României cu Ucraina și urmează să plece către Turcia cu avionul. Oamenii sunt ajutați de ambasada Turciei la București. Мне пришлось оставить брата дома и уехать, знаете. Я не хотела уезжать. Мы там были 5 дней, но сильные взрывы и постоянная дезинформация по поводу того, что там будут какие-то сильные военные действия, ну, в плане там как-то ядерная бомба, еще что-то. Cuvinte înnecate în lacrimi descriu fuga de război a Anastasiei, o mamă greu încercată. În timp ce ne povestește cât de mare este durerea de a-și părăsi țara cu doi copii mici alături de ea, fetița ei încearcă să-i aline suferința inimii cu sărutări de copil cu minte. Я очень люблю Украину и мой брат пошёл сейчас защищать страну и у меня два брата. Один просто, ну как бы 18 лет ему, а второй пошёл, он военнообязанный и он защищает страну сейчас. Дома очень плохо себя вели, они как будто чувствовали, постоянно плакали, капризничали. Ну вот эти вот слышали взрывы, они тут-тут там, я им придумала какую-то сказку, что там вертолеты летают, песенки им пела, да, и они как бы отвлекались. În centrul amenajat la Romexpo, special pentru refugiații din Ucraina, l-am întâlnit și pe Mustafa. El este cetățean turc, soția rusoaică. Au fugit din Kiev de frica bombardamentelor. Özellikle ilk günleri çok bombardıman oldu. İnsanlar evlerinden çıkamadılar. Yemek sıkıntısı çok çektiler. İşten eve geldim, çok normal bir gündü. Yattık, yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Sonra gece yatarken 5-5,5 civarı çok kötü seslerle uyandım. Сейчас планируем поехать к мужу домой, там где родители, спасаться как можно. Ambasada Turciei din România ajută grupuri numeroase de refugiați. 2000 de oameni și-au găsit un pic de liniște și speranță într-unul din pavilioanele Romexpo. Obosiți, înfrigurați și înfometați, oamenii au primit ajutor de nădejde la nevoie. Oxana are cu ea doi copii mici. Inima ei de mamă se luptă să-i țină în siguranță. După un drum obositor din Ucraina însângerată, va merge către Istanbul, acolo unde o așteaptă soțul. Мы две ночи у меня сын спал в подвале в коляске, я с дочерью была в доме, потому что у нас в подвале была истерика. Она полтора часа плакала, не могла успокоиться. На свой страх и риск оставляешь одного ребенка с родственниками в подвале. Sama idiyorsun, kadıver drugova spayt. Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odessa Başkonsolosluğumuz Ukrayna'daki tüm vatandaşlarımızı takip etmeye çalışıyorlar. Ve tahliye için güvenli bir ortam oluştuğu anda tahliyeler düzenleniyor. Şu anda Kiev'den gelen
tahliye trenleriyle vatandaşlarımız öncelikle Ukrayna'nın Çernivtsi tren istasyonundan Türkiye'den gelen otobüslerimizle Romanya'nın Siret sınır kapısından Bükreş'e getirildi. Refugiații din Ucraina au ajuns azi dimineață cu autocarele în București. Urmează ca alte mii, zeci de mii să primească în continuare ajutor. Ce se întâmplă acum la Romexpo cu refugiații din Ucraina, ne spune colega mea, Tatiana Gavrilă. Bună ziua, Tatiana, te ascultăm. Bun găsit, Ilinca, bun găsit tuturor. Aproape 2000 de refugiați din Ucraina au sosit în această dimineață aici la Romexpo, unde au și fost cazați. Este vorba despre 2000 de refugiați de origine turcă, de care se va ocupa ambasada Turciei de aici din București. Practic li se va oferi un adăpost deasupra capului, un pat și o masă caldă până ce vor reuși să ajungă în țara lor de proveniență. Cel mai probabil astăzi sau mâine ambasada se va ocupa ca aceștia să fie transportați pe cale aeriană către Turcia. De altfel, toți refugiații care ajung pe teritoriul României folosesc țara noastră ca pe o țară de tranzit către alte state europene, unde sunt așteptați de alți membri ai familiei, rude sau prieteni. Deocamdată acestea au fost informațiile. Ilinca, înapoi la tine. Mulțumim, Tatiana! Vremea s-a schimbat radical în ultimele 48 de ore. Temperaturile au scăzut, iar zăpada s-a așternut peste mai multe orașe din țară. Până astăzi, la ora 10, a fost în vigoare un cod galben de ninsor pentru sud-estul țării. Însă vremea ne mai pregătește și alte surprize. Despre ce este vorba știe colega mea, Vanda Ionițoiu. Bună ziua, Vanda! Te ascultăm! Bun găsit, Ilinca, bună ziua tuturor! Am două vești, una bună și una mai puțin bună, ca să nu-i zic proastă, în ceea ce privește capitala cel puțin. În București se anunță temperaturi în continuare scăzute, asta este vestea ceva mai nepotrivită, dar vestea bună este că nu vom mai avea parte de precipitații, implicit nici cantitatea de zăpadă nu se va acumula mai mult decât am văzut-o în această dimineață. Mai multe însă despre cum va evolua vremea, aveam de la doamna Florinela Georgescu, director executiv ANM. Bună ziua, doamna! Haideți să începem cu țara, pentru că toți suntem interesați. Ce se anunță în țară în zilele următoare? Bună ziua! Veștile nu sunt foarte grozave, ținând cont de faptul că am intrat în luna martie, pentru că ne vom menține cu un regim al temperaturilor, în general, sub normalul acestei perioade. Va fi rece, mai ales în jumătatea de nord a teritoriului, în nordul, în estul teritoriului, exact acolo unde toți ochii sunt astăzi sau în zilele acestea îndreptați. Temperaturi care în cursul zilei pe partea de nord a țării nu vor depăși 2-3 grade, iar nopțile vor coborî spre minus 1, minus 2 grade în următoarele două nopți, apoi în weekend și spre minus 4, minus 6 grade. Tot așa, toată Moldova, de altfel, rămâne cu temperaturi mai scăzute decât ar trebui să avem acum. Nopțile vor deveni reci în toată țara, temperaturile vor fi, începând din noaptea care urmează, negative peste tot, vor coborî spre minus 10 grade în zonele de presionare și în weekend, așa cum vă spuneam, pentru nordul țării și în celelalte regiuni vor fi valori cu 2-3 grade mai scăzute, de exemplu, față de noaptea care urmează. Dar tot atunci, pe parcursul zilelor, va fi o idee mai cald decât acum, pentru că contăm pe un cer mai degajat, condiții în care ziua ceva mai cald, noaptea mai rece. Ce ne așteaptă din punct de vedere al zăpezii? Îmi spuneați că avem cel mai consistent rad de zăpadă din anul acesta. Da, pentru partea de sud-est a țării, cel puțin, pentru București, 5-6 cm cât măsura stratul dimineață, înseamnă grosimea cea mai mare din acest an, de altfel a mai fost doar pe 8 ianuarie, am mai avut 3-4 cm de zăpadă în capitală, deci o iarnă lipsită de zăpadă, lipsită în general de precipitații pe partea de sud a țării mai ales, dar în toată țara deficit de precipitații, ceea ce nu este bine. Dar sigur, va mai ninge zilele acestea? Da, ne interesează dacă mai ninge. Va mai ninge prin zonele de munte și
La noapte, mâine, posibil în regiunile estice, nordice, centrale, dar ninsori slabe și tendința este ca precipitațiile să devină mixte și apoi treptat spre weekend să fie din ce în ce mai puține sau spre deloc. Avem și vreo veste bună, razele soarelui, ceva căldură când? Ceva căldură deocamdată, vă spuneam că în weekend mai cresc temperaturile maxime, dar nu cu mult, abia se apropie de normalul perioadei. Normalul ar însemna temperaturi între 2 și 10 grade. 10 grade acelea pe partea de vest, să zicem că ne vom apropia de ele zilele viitoare, dar 10 grade ar fi trebuit să avem și în partea de sud a țării, ori aici mai puțin probabil. Iar în zonele în care s-a depus strat în ultimele 36 de ore, încălzirea va fi mai lentă pentru că procesul de topire a zăpezii este unul care consumă căldură. Mulțumim frumos pentru toate aceste informații. Să ne obișnuim așadar cu gândul că avem parte acum de o iarnă care și-a intrat mai târziu în dreptul orar întârziată și că temperaturile sunt destul de reci și la propriu și la figurat, mai ales în sudul țării, aici unde de bine de rău suntem și noi, capitala, așa încât îmbrăcați-vă foarte bine dacă vreți să faceți activități exterioare zilele acestea. Acestea au fost informațiile, Ilinca. Mulțumesc, Vanda! Pe lângă mărțișori, la începutul lunii martie, românii își aleg babele. Este o tradiție specifică primelor 9 zile ale lunii martie. Se spune că așa cum va fi vremea în ziua aleasă, așa ne va fi și în restul anului. În timp ce unele legende spun că baba poate fi aleasă în orice zi dorim dintre cele 9 de la începutul lunii martie, există credințe conform cărora baba nu este aleasă, ci este reprezentată de data la care ne-am născut. Dacă ziua de naștere este formată din două cifre, acestea se adună și așa aflăm în ce zi este baba noastră. Ce o aleg după data de naștere. Eu sunt născută pe 26 octombrie și mi-aleg 3 babe. Tradiția așa spune, 3, pentru ca să faci o mixură între cele 3. Și mi-au 2, 6 și 8. Se spune că în funcție de cum va fi vremea în ziua aleasă drept babă, așa va fi tot anul pentru acea persoană. Dacă vremea este însorită, acea persoană va fi voioasă și va avea noroc tot anul. Dacă ninge sau plouă în ziua aleasă ca babă, este semn de bogăție și prosperitate. S-a adeverit superstiția? Nu neapărat. Dar asta nu înseamnă că trebuie să o ținem la suflet. Luăm și cum este vremea de afară. Chiar dacă mai e urât, mai contează și mai se prin suflet. Cam în fiecare an am avut noroc să fie o zi frumoasă. Ce-a fost și în restul anului? Da. Adică s-a adeverit. S-a adeverit, da. Sper să fie și anul ăsta la fel. Alegerea babelor este una dintre cele mai vechi tradiții din cultura românească și are legătură cu mitul babei Dochia, despre care se spune că își schimbă cojoacele în funcție de vreme. Ziua de 1 martie a babei Dochia, pentru ca să plece iarna repede și să nu fie câmpul culturile lovite de frig. Este un fel de previziune, da, care intră tot în scenariul ăsta de renovare a timpului calendaristic. Iarăși și băieții își puneau o zi anume și așa aflau cam cum avea să le fie aleasa. Tot la previziunile acestea intră și cele meteorologice de care spuneam, dacă prima ziua aleasă este frumoasă și anul va fi la fel. Primele zile de primăvară au adus pe râul Bega mult așteptatele vaporașe. O călătorie la bordul lor este atât o metodă de relaxare, cât și un mijloc de transport care înlocuiește cu succes autobuzele din orașul aglomerat. Un drum costă doar un leu, iar peisajul este de milioane. Suntem pe râul canalului Bega din Timișoara. De aici, primele zile de primăvară arată altfel. Natura începe să prindă viață, iar vaporașele care circulă din nou pe apă sunt motiv de fericire pentru bănățeni. Uitați-vă ce valuri face. Vedeți valurile. Copiii sunt primii care se bucură de o minunată plimbare cu vaporașul într-o zi însorită de martie. Cum e cu barca? Fain! Place vaporașul? Mari. Când ne plimbăm cu vaporul, o zi minunată, profităm de ea. A venit primăvara și vaporașele. Da, și vaporașele. Suntem foarte... Mă bucură foarte tare și
suntem foarte norocoși că avem vapoare la noi în oraș. Ambarcațiunile sunt modalitatea perfectă pentru a merge la serviciu sau la școală. Nu întârzie, iar călătoria la bordul lor înseamnă și bucuria unei relaxări și cea a unei priveliști minunate. S-a reluat activitatea de transportului local pe canalul Vega cu 3 nave de pasageri de luni până duminică, de luni până vineri. Transport public local de la ora 7 dimineața până la ora 20:30, iar sâmbătă duminica de la 9:47 până la ora 21. Foarte frumos e pe bar cu barca, mai frumos decât cu alte transport. Mai practic? Da, după părerea mea, da. Și peisajul acesta? Da, mult mai frumos peisajul pe apă decât pe drum. Trece timpul altfel? Da, trece mult mai repede timpul. 3 din cele 7 ambarcațiuni pe care le deține Societatea de Transport Timișoara au fost puse la apă și fac curse regulate pe râul Bega. Nava circulă cu 10 km la oră, sub poduri cu 5 la oră. Asta este regulamentul pe canale interioare. La fel ca anul trecut, vaporașele vor putea fi folosite ca mijloc de transport în comun. Prețul unui bilet este de 1 leu, iar cursa durează aproximativ o oră. Anul trecut, peste 100.000 de oameni au călătorit cu vaporașele pe Bega. Și bărbații țin dietă câteodată. Unii dintre ei vor să slăbească atunci când sunt într-o relație de cuplu. De ce iau această decizie? Pentru sănătate? Pentru a arăta bine lângă iubită? Sau pentru că vor să impresioneze o altă femeie? Răspunsul îl aflăm de la psihologul Cristian Andrei. Este un mare pericol. Dacă bărbatul vrea să slăbească și să arate perfect și mai și iese, iar acest lucru nu este cuplat cu frustrarea că poate nu te are pe tine și pe unde umbli tu, înseamnă că preocuparea lui este undeva extrafamilială, că a văzut pe cineva, că a răspuns unei provocări din afara familiei și merită să te întrebi, pentru cine? Poate să fie pentru tine. Cum îți dai seama dacă e pentru tine sau dacă e pentru altcineva? Îți dai seama că este pentru tine, fiindcă pe tine te solicită să observi lucrul ăsta. La tine se expune, cu tine vrea să guste plăcerea de a fi așa, într-un fel sau altul, vrea să iasă cu tine prin oraș, să fie văzut cu tine și tu cu el. De asemenea, ar vrea să participi și tu la grupurile de băieți în care el se dă mare cu ceea ce a reușit. Dar prea sună narcisism dacă bărbatul vrea să o facă pur și simplu și atât. Și prea sună periculos dacă vrea să o facă pentru ceva din afara familiei. Așa că mai bine ar tu te-ai împăcat cu ideea că trebuie să fii cauza tuturor relelor și bunelor care îi se întâmplă bărbatului tău. Sunt unii bărbați care vor să slăbească pentru că țin la sănătatea lor. E adevărat? Păi și ce bărbat este acela care slăbește doar pentru că este frică pentru sănătate? Dacă este frică pentru sănătate, nici nu o să iasă la plimbare că se virusează, o să devină ipohondru. Deci nu e adevărat. Cred că am febră. Adică, practic, se simte pe panta descendentă a vieții. Nu mai este performant, trebuie să se conserve. Și arată jalnic un bărbat pus la conservare. Ce părere aveți de cuplurile care merg împreună la sală? Slăbesc împreună. Există cupluri care merg împreună la sală, de multe ori seamănă a frate și soră. Alte ori sunt într-o oarecare competiție, dar încă nu recunoaște niciunul dintre ei. Pentru o vreme ține, este foarte frumos. Mai sunt cupluri care merg împreună la lecții de dans. Mai sunt cupluri care merg împreună pe munte. Da? Mai sunt cupluri care fac tot felul de lucruri de oarecare solicitare, oarecare solicitare în ele, împreună și arată foarte bine privite din afară. Însă, dacă ești acolo, foarte aproape, auzi cum face un zgomot de fond competiția dintre ei, oarecare tensiune. Este considerată una dintre cele mai frumoase și sofisticate femei din țara noastră. La 47 de ani, o vârstă pe care nu arată, cum s-ar spune în popor, nici măcar pe un picior, Ileana Badiu este o femeie fericită și împlinită. Cu Ileana vorbim acum despre vârste, senzații și praguri psihologice, într-o discuție sinceră. Bine ai venit, Ileana! Bine v-am găsit! Cum faci de întotdeauna arăți minunat? Mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru aprecierile astea. Eu cred că minunatul ăsta se poate, pentru o femeie de vârsta mea, spune minunat pentru vârsta ta, că deja nici nu mai e jignitor.
când ți se spune la 30 de ani, bă, arăți bine pentru vârsta, dar te simți super jignit. Dar la vârsta asta, faptul că, mă rog, te menții într-o formă bună, să spunem, este într-adevăr un merit care îți aparține. Știi, dacă la, când ești tânăr sau când ești tânără, e ușor dar să te menții. Sunt multe femei care nu vor să spună vârsta. Tu ești foarte deschisă cu vârsta ta. Da, mai ales nu numai că sunt deschisă, de când mă știu sau de când, mă rog, de la din tinerețe, să spunem. Totdeauna am spus că am cu un an în plus, că mi s-a părut că na, te pregătești cumva pentru ceea ce urmează să vină. Și eu fac același lucru. Cu 6 luni înainte, zic, exact, un an mai mult, da. Să nu fiu în depresie de ziua mea de naștere. Și atunci, știu, da. Deja la vârsta asta primesc și foarte multe aprecieri. Eu deja spun, am 50 de ani. Cum ai 50? 50 de ani? Mă rog, ce mi-e 48, ce mi-e 50? Da, nu mi se pare că a face din vârstă... Nu prea înțeleg treaba asta cu a nu-ți asuma... În general, știi, vârsta ca femeie și nici faptul, uite, sunt o felul de discuții apropo de intervenții. Nu, eu nu mi-am făcut nimic. Dar de ce să spui asta? Adică când e o chestie evidentă, o femeie de matură, de vârsta mea, se vede că are vârsta pe care o are, doar că pot să o și complimentez că se menține bine pentru acea vârstă. Dar nu pot să crezi despre mine cum că am 30 de ani, adică... Orice am face. Și atunci prefer să... Și atunci când am împlinit vârsta de 40 de ani, care este un prag pentru multe dintre noi și mulți dintre noi, l-am analizat așa foarte cu atenție și am și transformat asta într-un proiect personal, mă rog, creând proiectul Super 40 la vârsta respectivă și, mă rog, folosesc toate mediile astea sociale, contul meu de Instagram, Ileana Badiu... Tocmai pentru a vorbi despre ce înseamnă vârsta cu onestitate. Ileana, această vârstă vine și cu anumite probleme. Da, bine, sigur că da. Ai vorbit deschis despre ele. Tot timpul, da. Vorbim despre menopauză. Da. Ce sfaturi ai pentru femei? Vorbim despre menopauză sau eu am început să vorbesc despre subiectul ăsta pentru că am făcut parte din categoria de femei cărora li s-a întâmplat fenomenul menopauzei, care este un fenomen hormonal, cum să zic, firesc, destul de devreme, adică precoce. Și atunci am considerat că atrăgând atenția, vorbind că o femeie, repet, de peste 50 de ani, este normal să se afle la menopauză. E etapa absolut firească, pe când una de 43, cum aveam eu atunci, e ascultat atunci când vorbește despre subiectul ăsta, pentru că știu că există extrem de multe taburi, știu că femeile se autobleamează în situația în care intră la menopauză precoce, nefiind un stigmat, un stare hormonală a corpului. Și starea asta hormonală este foarte dependentă sau psihicul afectează foarte tare și modul în care corpul reacționează la lipsa de hormoni. Și atunci cred că este important ca femeile care se află în această perioadă să înțeleagă că este o perioadă pur și simplu fiziologică, deci nu-i vreo boală, nu-i nimic cu ea, nu te încurcă să nimic, trebuie doar să ai mai multă grijă să te menții într-un anume fel, să folosești produse corespunzătoare, să ai o mentalitate care să te ajute să faci... Dai un secret de beauty. Un secret de beauty, am o tonă, dar nu neapărat secrete, mai mult, cum să zic... Un ritual personalizat. Un ritual, da. Adică dacă atunci când ești tânăr, nu contează ce produs de beauty folosești. Deja la vârsta aceasta și mai ales în situația asta corpului, trebuie să ai grijă să folosești niște produse care sunt potrivite pentru corpul tău. Să ai mai multă grijă de tine, să te iubești mai mult. Să te hidratezi mai mult, să faci foarte mult sport sau mai mult sport decât făceai până acum. Să faci mișcare, să ai grijă la ce mănânci, da, să te odihnești și să te iubești, cu alte cuvinte, așa e, da. Mulțumim, Ileana, a fost o plăcere să te avem astăzi și alături de noi și te mai așteptăm. Cu mare plăcere! Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Sunt Ilinca Obădescu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă!